Bun găsit! Sunt Victoria Pătrașcu și mă bucur să particip la acest caimac literar organizat de Institutul Cultural Român din Istanbul. Scriu de mai bine de un deceniu cărți pentru copii, iar în spatele meu puteți vedea doar o parte dintre cărțile pe care le-am publicat până acum. Sunt povești ilustrate pentru copii mai mici sau mai mari, sunt povești scrise cu drag pentru copiii din ziua de azi. În ele povestesc despre cum este să fii singur și neînțeles, despre stejari care sunt în același timp tătici, despre cum putem să fim atacați de televizoare, despre prietenie, despre pinguini care trăiesc în cer, despre bilete care vor să fie reciclate, despre lume așa cum o văd eu. Sunt extrem de fericită că una dintre cărțile mele dragi, și anume Ela cea fără de cuvinte, este în acest moment tradusă și va fi publicată în curând la editura Masal Ceramic Evi. Sper să fie o carte care să fie primită cu drag de către publicul din Turcia și să fie iubită de către copiii din această țară. Dar până atunci, dați-mi voie să vă citesc din cartea mea de debut. Este vorba de Ziua în care a fugit somnul. Este o carte care a apărut la editura Cartea Copiilor și este ilustrată minunat de către o ilustratoare extrem de înzestrată numită Agnes Kieszek. Să pornim în poveste. A fost odată ca niciodată. Cât n-ar fi, v-ați plictisit, nu-i așa? Ei bine, au fost doi copii, doi frați gemeni, Alex și Ana, foarte veseli și plini de viață. Toate încurcăturile au început chiar de ziua lor. Împlinau 4 ani. Acum o să suflăm în lumânărele și o să ne punem dorința aia, nu-i așa? Da, Alex, ne punem dorința aia de care am tot vorbit, șopti fetița privindu-l misterios pe fratele ei. Despre ce dorință este vorba? Întrebă curioasă Maia, bunica celor doi prichindei. Dar înainte de a-i răspunde, Alex și Ana se repeziră și suflară cu putere în cele 8 lumânări, 4 roșii și 4 albastre, înfipte în tortul cu 2 etaje din fața lor. Gata! Maia, acum putem să spunem dorința noastră. Oricum se va împlini, pentru că am stins dintr-o suflare toate lumânările de pe tort. Ei bine, află că ne-am dorit să nu mai dormim niciodată, să ne jucăm în continuu, zi și noapte. Pierdem prea mult timp cu dormitul. Hai, cu ăla de noapte mai treacă meargă, dar la prânz dormim și s-a dus toată distracția. Nu, acum că ne-am făcut mari, ne-am hotărât. Dar v-ați gândit vreodată cât de bun este somnul? Dacă nu veți dormi, o să rămâneți mici. O să slăbiți. Ochii o să vi se înroșească și nu o să mai vedeți clar. Copii, ar fi o nenorocire dacă v-ar fugi somnul. Sper ca el să nu ne fi auzit și să nu fi plecat definitiv din casa noastră, mai spuse Maia șoptit, uitându-se cu grijă în stânga și în dreapta. Dar somnul auzise tot ce spuseseră copiii. Tocmai era la fereastră și o mângâia pe bâzdâc pisica albă a Anei, când cei doi își puseseră această dorință năstrușnică. Acum se uita încruntat, aproape furios, la cei doi prichindei care deja despachetau cadourile primite de la tata, mama, Maia și unchiul Temistocle. Nu-i venea să creadă că cei doi își puseseră o dorință atât de jignitoare. Începu să pufnească și să tușească de supărare, încât o trezi pe bâzdâc de tot. Dar stați așa. Voi nici nu știți cum arată somnul. Cum vi-l imaginați? Credeți că e așa, ca o boare, diafan, cu aripi de îngeraș? Așa v-au spus mamele voastre? Ei bine, nu. Somnul este mare, rotund și gras. E moale ca aluatul de cozonac. Are un cap oval cu 2 ochi mici, pieziși de adormiți ce sunt.
Iar în loc de păr, are niște plete din flori de mac, tei și verbină. Când apare, răspândește un miros dulce de lemn de santal, de dulap umbros cu lenjerie proaspăt călcată. Poartă haine făcute din plăpum și pături, iar în loc de pantofi, are două perne cu ciucuraș roșii. Cască tot timpul și se vaită de dureri de spate, pentru că trebuie să care în mână un picotifon, un aparat plin de cântece de leagă, iar în alta un șirac de cărți de povești. Somnul nu e singur pe lume. Are o mamă, Odihna, o doamnă respectabilă cu coc și ochelari, care în loc de trup are o canapea pe rotile și o soră mai năpădâioasă de care nimeni nu vrea să vorbească și nici să audă. Lenea. Ce nerecunoscători sunt copiii ăștia! Strigă somnul indignat. De câte ori nu i-am mângâiat pe la gene și nu le-am șoptit povești ca să adoarmă liniștiți, câte cântece n-am trimis bunicii Maia, iar ei, uite ce-mi fac! Am să plec și am să-i las nedormiți pentru totdeauna, să vină în genunchi la mine și să mă roage și eu, aici, nu mă mai întorc. Tremurând de supărare, somnul sări pe geam, se urcă pe primul nor și cu un salt caragios plecă la el acasă, undeva în cer, între lună și carul mare. Ce s-a mai întâmplat mai departe, vom afla poate altă dată, citind din ziua în care a fugit somnul.